După ce au început cu stângul primul amical al verii cu UTA Arad, corviniștii au depășit de data aceasta cu 2-0 colega de eșalon CSC Dumbrăvița, la capătul unui joc consistent, mai ales în primele 45 de minute. A fost ultima partidă de verificare înainte de stagiul de pregătire de la Curtea de Argeș, programat să înceapă pe 14 iulie. Corbii albaștri au pus stăpânire pe joc și au și deschis scorul în minutul 16, Lupu trimițând cu capul sub transversală o centrare perfectă venită dintr-un corner al lui Neacșa. 3 minute mai târziu, băieții lui Florin Maxim au fost aproape de gol din nou, însă Trifon a respins șutul lui Pârvulescu de la 15 metri. În minutul 30, căpitanul Alexandru Neacșa l-a învins pe Trifon cu un șut bine plasat de la 16 metri în vinclu. Prima repriză chiar a fost o repriză foarte, foarte bună din partea noastră. Am avut și posesia de partea noastră și am fost, zic eu, bine la fazele fixe. Pe defensiv nu cred că am avut probleme, băieții s-au adaptat repede, deși am preconizat că vor juca un alt sistem, ne-au surprins puțin, dar s-au adaptat repede. Le-au rămas în subconștient probabil ce am pregătit atâta timp cu contra Bistriței. S-au achitat bine de sarcini, băieții sunt bine, cum tot mă repet, în perioada asta e lucrul cel mai important, băieții să fie sănătoși, să terminăm meciurile și antrenamentele cu bine. Suntem în mijlocul cantonamentului, suntem probabil într-o stare de oboseală acută în momentul de față. De-aia am și preferat să jucăm, să împărțim lotul în două, să facem două echipe cât de cât echilibrate, ca să fiecare jucător să nu joace mai mult de 45 de minute, pentru că sunt încărcat și au acuzat, începând de la antrenamentele de ieri, au acuzat starea de oboseală, chiar am avut niște probleme și medicale, dar mă bucur că au făcut efort, chiar dacă nu ne-a ieșit aproape nimic astăzi, cu excepția loviturii libere al lui Tismonar, o lovitură liberă foarte bine bătută, nu ne-a ieșit nimic. N-am reușit să ținem de minge, n-am reușit să ajungem la poarta adversă. Meciul acesta a fost ultimul înaintea plecării în cantonament a echipei Corvinu, programată pentru data de 14 iulie la Curtea de Argeș.